Poliția! Ia uitați! Omule, ia uitați! Domnul polițist! Poliția, frate, mor cu poliția! Mor cu poliția! Mor cu poliția! Asta e poliția română, mor cu ea! Uitați-i! Mor cu poliția! Nu se poate așa ceva! Ia uitați și dubă asta, că a fost cu dubă! Care m-a nenorocit! N-ai ce să fac, trebuie să filmez la volan, că nu este pusă viața în pericol. Da, această scenă a fost rulată pe întreaga presă din România. Un activist buzoian care a sesizat și care are acest obicei de a sesiza lucruri care se petrec în neregulă în zona sa, a intrat într-un conflict cu niște cetățeni. La un moment dat a sunat poliția. Poliția a trimis un echipaj format dintr-un polițist ceva mai plinuț, o să-l vedeți un pic mai încolo, și o domnișoară foarte plăpândă la fața locului. De față cu aceștia s-a produs acea agresiune. Sigur că urmăreau cu atenție și îngrijorare și ei ce se întâmpla acolo. Nu erau de acord, era clar că nu erau de acord. Deci poliția era clar că nu era de acord cu agresorii. Aici trebuie să remarcăm lucrurile, așa cum au fost ele. Deci așa, spiritual, poliția a fost de partea bună a problemei. Întotdeauna mi s-a părut, da, urmărit spiritual imagine. Pentru că înțeleg că fizic n-au reușit să se facă extrem de util și veți vedea în imaginile următoare că și poliția asta are un rol mai degrabă, uite, acum am putea spune chiar decorativ, dacă deci, nu chiar simbolic. Sigur că înțelegem această politică corectă care ne spune că, domnule, până la urmă trebuie să existe o egalitate între bărbați și femei, dar trebuie să constatăm că fizic, de foarte multe ori, această egalitate nu există. Din punct de vedere intelectual, sigur, femeile pot fi mai inteligente decât bărbații, de cele mai multe ori se și întâmplă lucrurile acestea. Din punct de vedere fizic, totuși, bărbații sunt superiori. Este greu de crezut că această doamnă trimisă la fața locului va putea să-l țină sub control pe acest individ. Este foarte greu de crezut. Numai ridicolul poate să facă să se întâmple așa o scenă. Numai ridicol. Deci, domnul Buzeanu, haide, eu nu sunt de acord cu tine. Nu, îmi pare rău să aud asta. Eu nu cred că putem stabili că un anumit sex e mai inteligent sau mai potent fizic. Încerc să-ți explic că sunt diferențe. Nu, eu sunt convins, pe care nu le poți. Sunt convins că există femei care pot bate fără probleme un bărbat. Fără niciun fel de probleme. Dar nu e cazul acestei femei? Despre asta e vorba. Deci putem angaja și e firesc să angajăm în toate instituțiile statului și chiar în mediul privat, bineînțeles, și femei și bărbați în măsura în care sunt capabili să funcționeze în jobul respectiv. Eu îți spun că dacă am fi avut un bărbat angajat, dacă ar fi avut semnalamentele fizice ale acestei domnișoare, ar fi fost la fel de nepotrivit în context. Ai nevoie la poliție, dincolo de o pregătire specifică, și de niște resurse fizice care să te ajute în astfel de situații să fii dracului util. Pentru că, îți amintesc, la momentul protestelor din 10 august, jandarmeria, în mod ostentativ, în mod voit... A trimis o jandarmeriță, cum a trimis o domnișoară, care pare ar fi fost șifonată, ulterior am aflat din motivarea unei decizii de judecătorești, că n-a fost chiar atât de șifonată pe când ne-a spus nouă Ministerul de Interne. Dar faptul că au trimis acolo o jandarmeriță, cum mi se spunea, și nu un jandarmeroi, deci faptul că au trimis o jandarmeriță acolo, a agravat lucrurile, adică părea o femeie... Care a fost la sacrificiu. Era altceva asta decât e. Un bărbat lovit, o femeie lovită, sigur că cu toții care am mai trecut în cei 7 ani de acasă ne putem gândi că e o altă situație. Adică eu dacă aș vedea-o pe această tânără, Răzvan, dacă aș vedea-o implicată într-o agresiune împotriva asta, eu să vă spun sincer, educația mea spune că trebuie să intervin. Deci eu nu pot să las o femeie, dacă aș vedea un polițist, nu aș interveni, că e un polițist, că de-aia sunt la poliție, să intervine un polițist. Dacă aș vedea-o pe această domnișoară agresată de acest agresor, eu aș interveni. Deci eu vă spun, a chemat o domnișoară să intervină în fața unor agresori. Problema nu e că e o domnișoară, Radu. Problema e că e o domnișoară care nu are capacitatea de a fi utilă în funcția respectivă. Deci nu e o problemă că e femeie. Nu e o problemă. Se înțelege că domnule, a trimis o domnișoară. Poate fi o domnișoară de 1,90 m, de 80 de kilograme, care lua pe băiatul ăsta în tricou roșu, îl împacheta, îl punea pe bancheta din spate și acum săracul poate îi făcea plângere pentru purtarea abuzivă că l-a lăsat cu vânătăi pe corp. Deci, nu e
problema nu e sexul, nu problema nu e statutul marital, domnișoară, domnișorică, ce vrei tu să spui. Nu! Problema e că a fost trimis acolo un polițist și că poliția română, nepregătit, din punct, sau care n-are capacitatea de a se impune și a impune legea. Și problema e că poliția română, de la o vreme, pare și ea o... cum să spun... Dom'le, pare că și-a schimbat rolul în societate. O să discutăm despre rolul poliției în societate. Eu, acum pare o chestie, o zonă de fashion, de niște fotomode, niște bărbați aranjează, niște domnișoare care știu cum să poarte o... Așa, toți sunt cam brațe așa îmbrăcați. Totul e foarte glam, totul e foarte fashionist în poliția română. Aici nu sunt eu de acord. Aici, uite cum trage de omul ăsta aici, pe Doamne ferește. Fiind de-a... Hai, doamne, dă-te jos acolo. Dar pare într-adevăr, pare doamna polițist, pare totuși împotriva domnului. Stai cu părul ăla despletit, așa deci... ca polițistă, că te prinde ăsta de ciuf, trage de tine, n-ar trebui totuși prins. Nu știu, adică pare ceva neserios poliția română. Hai că vine și poliția română, ce facem cu ea? Dom'le, trebuie să fie femei, bărbați, transgender, dar pregătiți fizic și adaptați extraordinar. Contextul. Dar individul acesta pare totuși că își dă seama că e poliția implicată și pare că este total dezinteresat de faptul că este poliția implicată. Adică dânsa, sigur, dacă din punct de vedere fizic nu corespunde situației, poate din punct de vedere al echipamentului și anume al poliției, va trebui cumva să impună ceva temeri acestui individ. Adică una e să bruschezi un polițist sau o polițistă și alta e să bruschezi pe individul acesta care urma să fie bruscat și o să vedeți imaginile în continuarea lor. Și acum intrăm în partea a doua a problemei. Ce îl motivează pe omul acesta, pe unul dintre cei, că sunt mai mulți, unul dintre agresori, ce îi motivează în această luptă? Ce îi mână în luptă? Ce le dă lor încredere că se pot întâmpla lucruri în favoarea lor, chiar dacă poliția este implicată? Hai să vedem continuarea și comentăm după. Și trebuie să facem o precizare care de data asta chiar contează. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional. Deci și vă gândiți dumneavoastră de ce v-ar putea totuși afecta emoțional. Haideți să vedem poliția în acțiune. Sigur. Auziți, uitați și ăsta, domnul polițist, ăștia din spate, ăștia cu mașina asta, ăștia sunt, ăștia, da, ăștia-ți cap, ăștia sunt, ăștia m-am nenorocit. Rămâneți acolo. Sigur. Ia uitați. Nu am bușit nimic, o să vă pun imaginea la dispoziție. Domnul polițist! Poliția! Ia uitați! Domnul polițist! Ia uitați ce mi-a făcut. Să rămână. Deci am fost, ia uitați și mașina, ia uitați totul, îi spart. Au bătut și pe polițiști. De ce vreți să cenzurați? Lăsați așa să vadă lumea că își face treaba poliția când să vrea. Ia uitați. Ăștia sunt. Uitați. Minte, doamne, vă pune imagini. Nu m-am minciut, spun ăștia. Vă pune imagini la expoziție ce mi-au făcut. I-a bătut și pe poliție. Bun, acestea sunt imaginile, acestea e atitudinea. Ați văzut că până la urmă au venit unii mai inversionați, un pic ceva mai bine înregimentați în ideea de poliție, au venit mascați, cum sunt ei denumiți, i-au pus pe mașină, i-au arestat, să vedeți și te gândești, mamă, gata, s-a pus pe ei, i-a rezolvat. Problema e următoare, că lucrurile sunt un pic mai complexe și mai neplăcute decât par în imaginile anterioare. Ei au fost arestați, sigur, au fost reținuți, pentru că păreau niște agresori, păreau că au produs acolo niște daune importante, chiar de față cu poliția, chiar împotriva poliției, că ați văzut că a bruscat și poliția, vrând de vrând, poate n-a vrut, dar a făcut-o. Așa, au fost arestați, au fost reținuți, ăsta-i termenul, după care au avut rețineri în privința reținerii și le-au dat drumul indivizilor aseară. Văzând totuși balamucul care s-a creat ulterior în timpul zilei de astăzi în legătură cu această știre, cum a fost plătit de toate televiziunile, de toată media, au stat și s-au gândit, bă, dar parcă n-a fost bine că i-am eliberat pe oamenii aceștia care, sigur, au produs acele agresiuni. Noi vorbim aici de ceva timp despre o serie de decizii luate de procurori, de judecători. Ați văzut, s-a schimbat încadrarea și în cazul primarului de Ștefănești de jos, care ar fi întreținut relații sexuale cu o fată. Da, se tot schimbă încadrări, se tot schimbă reacții. Acum,
Oamenii ăștia pe care i-ați văzut în imagine mai devreme au fost într-o primă etapă reținuți, nu? Ceea ce nu cred că avea nimeni, n-avea nimeni de comentat ceva. I-a eliberat în aceea zi. Alme că nu au, nu-i nimic atât de important. Și a fost nevoie de presiunea asta mediatică pentru a fi reținuți astăzi din nou. Și eu te întreb, și vă întreb și pe dumneavoastră, ne scrieți pe Facebook și ne răspundeți dacă vreți, dacă nu, nu. Păi cum e cu presiunea mediatică, domnul Buzean? Adică presiunea mediatică era ceva rău care se întâmpla noi în cadrul societății. Noi suntem acuzați în cazul inspecției judiciare și a altor instituții când punem presiune mediatică pe instituțiile din justiție. Dom'le, nu pune presiune pe el, că influențezi. E, acum... A fost bine că s-a pus presiune asta, în spațiu public? Asta mi-aduce aminte de o doamnă judecător, mi se pare, la judecătoria din Brăila, care a eliberat un agresor sexual împotriva unui minor, explicând faptul că, domnule, nici nu a fost presiune mediatică, nu s-a creat cine știe ce trebatură în legătură cu chestiunea aceasta. Deci iată cât de importantă este presiunea mediatică în cazul societății. Doamna judecător l-a eliberat, a spus că faptele sale n-au produs un ecou în societate, că nu s-a făcut o campanie în presă împotriva sa, da, că nu e chiar așa un demon printre oameni, că altfel s-ar fi isterizat societatea civilă. A generat isterie în presă reacția judecătoarei. După care a revenit asupra situației. Nu, a fost suspendată judecătoarea. S-a fost suspendată, a ajuns la inspecția judiciară. Da. Deci ea a cerut presiune mediatică pentru a lua o decizie corectă. Și s-a făcut presiune mediatică până a ajuns ea la inspecția judiciară. Și aici te întreb, pentru că e extrem de periculos. Tentația e să faci presiune mediatică atunci când consideri că ceva e neregulă, nu? Vezi o chestie complet aiurea. Îți vine să faci așa ceva. Faci presiune mediatică. Deci, om care și nu... se spune, nu face presiune mediatică pe instanțele din România, nu face presiune mediatică pe magistrați, că nu-i frumos așa, nu așa se face. Stai să vezi presiune mediatică vom face în subiectul următor. Păi și eu te întreb, e normal să facem? Nu e normal, dar trebuie. Acum, eu vă mai întreb pe dumneavoastră, că aș merge un pic mai în profunzimea evenimentului acesta emoționant. Aș merge mai departe. Individul acesta, văzând poliția, nefiind deloc emoționat de poliția din localitate, poliția din localitate fiind ușor emoționată la început pentru că i-au reținut după aia eliberându-i. Eu vă întreb, mă, nu pot să mă gândesc în mod logic că ăștia sunt pe mână cu poliția? Nu, că-ți vine să te gândești, mintea viciată a omului, de la, a jurnalistului, că altfel nu pot să-mi spun în cazul ăsta, că în alte cazuri sunt și altceva, dar mintea mea viciată îmi spune, bă, ăștia sunt mână-mână. După care vine un comunicat interesant al celor de la... Așa și ce zice al sindicatului polițiștilor. Așa. Și comunicatul spune în felul următor. Care dintre sindicate? Că la ăștia știi cum e. Ăsta, Europol? Europol. Ok, pe Europol îi ascultăm. Ori ofițerul desemnat la conducerea unității a coordonat și îndrumat prost polițiștii, da, deci e o variantă, cealaltă variantă, ori procurorul de serviciu și iar se mută către procuror, ceea ce nu e rău, ori procurorul de serviciu care era acasă a fost prea comos să confirme începerea urmăririi penale și să susțină măsura reținerii. Deci avem această situație în care ne aflăm, nu știm exact. Dar de ce nu știm exact? Nu știu, de asta îmi place mie sindicatul Europol, că dincolo de celelalte manifestări comunicaționale dinspre poliție, oamenii ăștia chiar îți prezintă niște variante necenzurate și credibile. Dar acum problema e în felul de... Mie nu mi se pare în regulă să funcționeze așa. Mie nu mi se pare în regulă să trebuiască să fim obligați așa moral să facem presiune mediatică atunci când greșesc oamenii ăștia. Că mă simt de parcă aș lucra cu Cristi Ghinea. Dom'le, eu n-am citit anexele. Uitați-vă peste ele și trimiteți-ne puncte de vedere. Păi eu nu vreau să analizez fiecare decizie a magistraților din România și să mă apuc de presiune mediatică atunci când greșesc. Vreau să funcționeze, vreau să funcționeze autonom, cum au, că de-aia au bani aia mulți, da? Ca să judece corespunzător și atunci când există niște situații excepționale, niște excepții, să intervenim mediatic pentru că a fost un oarecare derapaj. Dar oricum să și le rezolve prin CSM. Mi se pare inadmisibil să blocăm presa cu analiza ce fac magistrații. Apropo de instanță. Nu sunt în stare să-și facă treaba singur. Bun. Apropo de instanță, mergem la o altă instanță. Instanța a judecat cazul lui Puiu Popoviciu și a decis, da, domnule, trebuie să facă închisoare. Omul ăsta e foarte neregulă ce a făcut cu terenurile acolo. Cu denunțătorul Gigi Becali a venit, l-a denunțat în legătură cu niște chestiuni. Instanța a studiat problema terenului din Băneasa, nu mai intrăm în detalii, în mărunțișurile acestea, prea mult, și au zis instanța, domnule, trebuie să facă pușcărie. Domnul Puiu Popoviciu este în Marea Britanie în momentul de față și instanța din Marea Britanie a catalogat condamnarea lui Puiu Popoviciu, condamnarea din România, instanții din România, ca fiind extraordinară și a refuzat extradarea. Extraordinară nu în sensul bun al cuvântului, ci în sensul că, domnule, nu e în regulă. Hai să vedem ce se întâmplă cu Puiu Popoviciu. Extraordinar, dar regulare altă. O să vedeți că este extraordinar subiectul și din alte puncte de vedere, cu judecătorul care a decis așa ceva în România.
Decizia Curții Supreme din Marea Britanie de a refuza extrădarea lui Puiu Popoviciu este motivată dur și sec. O astfel de măsură ar reprezenta un risc real de negare flagrantă a drepturilor celui care ar trebui extrădat. Și spun magistrații britanici și din cauza cui s-a luat decizia de respingere a extrădării. Din cauza judecătorului Corneliu Tudoran, cel care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu în România. Magistrații din Regatul Unit arată că în timp ce muncea la condamnarea lui Puiu Popoviciu, Tudoran asista prin acte de corupție oamenii de afaceri interlopi în problemele lor juridice. În special, spun magistrații de la Londra, judecătorul a acordat asistență necorespunzătoare și coruptă denunțătorului, adică lui Gigi Becali, martor principal al acuzării în cazul Popoviciu, inclusiv solicitarea și primirea de mită. Eșecul judecătorului de a dezvălui relația sa preexistentă coruptă cu denunțătorul și eșecul autorităților române de a investiga în mod corespunzător această legătură au avut o importanță centrală și înfricoșătoare, mai arată magistrații britanici. Iar numele lui Corneliu Tudoran este cunoscut în România și pentru alte fapte. De exemplu, este urmărit penal pentru abuz în serviciu și represiune nedreaptă de către secția specială. Concret, Tudoran ar fi condamnat o persoană despre care știa că e nevinovată, faptă ce se pedepsește cu între 3 și 10 ani de închisoare. Pe de altă parte, potrivit unor surse judiciare, averea lui Tudoran face obiectul unui dosar instrumentat de procurorii secției de investigare a magistraților pentru că judecătorul ar fi trecut pe numele fiului său o vilă în Sinaia evaluată la aproximativ 100.000 de euro. Revenind la ancheta deschisă de secția de investigare a infracțiunilor din justiție, Tudoran a făcut tot posibilul să scape de urmărirea penală. S-a pensionat, a revenit asupra deciziei, după care a demisionat, iar apoi s-a și internat la psihiatrie și s-a plimbat între mai multe spitale din capitală și din provincie, ajungând chiar și la sanatoriul din Predeal, în acte, pentru că altfel a putut fi văzut bându-și cafeaua pe terasele din București. De altfel, la sanatoriul de nevroze Predeal a și fost diagnosticat cu tulburări prosexoamnezice specifice schizofreniei, episod depresiv sever și tulburare cognitivă ușoară, drept pentru care i s-a administrat tratament specific psihotrop. Și de aici încep alte semne mari de întrebare. Deși este bolnav psihic, judecătorul Corneliu Tudoran are pistol Walther și permis de port armă. Ba un timp, deși nu a avut voie să șofeze tot din cauza diagnosticului, a condus liniștit pe șoselele din țară, fără să fie deranjat de nimeni. Bineînțeles, cireașa de pe tort este că, tot internat la psihiatrie, a emis și motivarea laturii civile din dosarul Băneasa, în care a fost condamnat penal Popoviciu. Prin sentință civilă, Tudoran a dispus confiscarea terenului de 224 de hectare, pe care a fost construit complexul comercial Băneasa, dar și ambasada SUA. Sentința a fost însă respinsă de Curtea Supremă din România, iar Popoviciu a rămas doar cu condamnarea penală la 7 ani de închisoare. În mod oficial, fostul judecător nu ar fi putut semna un act de motivare a deciziei, odată ce nu mai activa în magistratură și din moment ce era internat la psihiatrie. Și atât niște imagini impecabile cu acest domn judecător, niște informații incredibile, ți-ar da până cap că omul acesta, având aceste caracteristici, este judecător, judecă, trimite oameni la închisoare, decide cine și ce, ce și cum, adică are toate păcatele din lume. Deci... Dar ce mașină de judecător are? Da. Îți place Mustangul ăsta de judecător? Care... Să nu judecăm omul după mașină. Deși în cazul ăsta, sigur, doar dacă n-ai judecată, poți să nu judeci această mașină. E o mașină frumoasă, păcatele mele, îmi place foarte mult mașina asta, dar nu e genul de mașină, sau nu știu, una, nu vreau să categorisez pe nimeni, dar nu m-aș fi așteptat un judecător trecut de prima și a doua tinerețe să șofeze așa ceva. Eu mă uitam, Răzvan, dacă nu care cumva lasă mașina, mă uitam în buzunar, n-are pistolul, nu-l poartă la el, că pare ceva ce îi aparține, nu pare. Domnul judecător, pistolul Walther, auzi. Ion Tudoran. Da. A demisionat din magistratură anul trecut. Se poate întâmpla oricui până la urmă. Da? Da. A demisionat în magistratură, s-a internat în așa, nu, în 2019 a demisionat din magistratură. Și acum 2 ani, da. Și s-a internat într-o clinică de asta unde se mai trateze. Și asta se poate întâmpla oricui are nevoie, da. Fel, sunt convins că na, profesia asta e una solicitantă, da, ai tot stresul până poți să ieși asta. Bun! Problema pe următoarea e că asta, internarea asta l-ar fi obligat să renunțe la mici pasiuni. Adică cum ar fi? Portul de armă. Portul de armă. Deci portul măștii avem și acum, uite, în cazul dânsului avem și portul armei. Adică în momentul în care demisionezi de magistratură, mă rog, asta e o chestie, na,
nu, necomentabilă. Dar te internezi într-un centru de ăsta, probleme de natură psihiatrică, frumos ar fi, dar și legal, să predai arma. Nu rămâi cu arma dacă te internezi într-un centru. Adică, asta e legea. În primul rând, discutăm despre domnul Popoviciu, care nu s-a predat, deși a fost condamnat, dar condamnat fiind omul acesta, omul acesta trebuia la rândul său să predea măcar arma. Dar a predat cumva și această condamnare. Într-un articol, documentat de jurnaliști de la evenimentul zilei în luna septembrie anului trecut, apar aceste informații. Ținând cont de faptul că bolile sale psihice s-au deteriorat, mă rog, s-au agravat, aș folosit eu, dar nu e textul meu, fostul judecător avea obligația legală de a preda pistolul și permisul la poliție. Deci asta era obligația lui. Da. Și abia aici chestiunea care e cu adevărat interesantă din punctul meu de vedere. În același articol de pe evenimentul zilei găsesc, nici el, dar nici familia și nici medicii care l-au consultat și i-au prescris medicamentele psihotrope nu au anunțat autoritățile. E un lucru care până la urmă este cumva un reflex. Deci automat nu trebuie să faci lucrul acesta, automat se predă arma. Adică într-o societate cât de cât logică, lucrurile astea se petrec fără să mai stai să le urmărești. La Curtea de Apel București funcționa, domnul. Opa! La Curtea de Apel București, iar, în materie penală, ca să înțelegeți. Iar vorbim despre unde îl puteți găsi. De Apel București. Am mai vorbit săptămâna trecută, cred că zilnic, despre deciziile celor de la Curtea de Apel București sub semnul mirării. Adică nu până la urmă cine suntem noi să... Dar sunt totuși zone în care trebuie să judecăm și noi, în sensul că trebuie să avem judecat. Da, haideți să pornim de la momentul în care și-a obținut permisul de portarmă. Da. De ce și-a luat el pistol? Că te gândești, dom'le, ce faci cu pistol? Pe de altă parte, spui, măi, judecător, materie penală, la Curtea de Apel București, există o serie de riscuri, nu? Da. Cine știe ce infractori trimiți după gratii pentru o lungă perioadă de timp. Și aici găsesc o oarecare rațiune pentru a avea armă. Dar el, când și-a obținut permisul de port armă și a achiziționat arma, era judecător de legal la Registrul Comerțului. Adică și acolo, până la urmă, stai și te gândești firme. Ce relevanță cine a venea avut să te răpească pe tine, să te amenințe, să nu știu, înțelegi? Ce e spectaculos aici, că dincolo de aceste detalii absolut șocante, e faptul că omul acesta nu era cu nimic în regulă. Adică și în cazul, uite, de exemplu, acest caz de la care am plecat cu conversația, cu cazul Popovici. Deci, el era practic într-o relație ușor de demonstrat cu denunțătorul. Deci, judecătorul într-o relație cu denunțătorul, cu Gigi Becali, cu o parte a procesului ăsta. Și atunci... Stai și te uiți așa mirat și te gândești cum ne-am dus noi la Britanii să spui, domnule, trimite-ți-l pe omul ăla înapoi. Că... Să ne-l dați un pic. Să ne-l dați că e condamnat, că uite ce a făcut. În același material, jurnaliștii titrează în felul următor și că am precizat puțin mai devreme. Dom'le, el n-a predat, dar ok. De la dânsul, da. Nu avem neapărat așteptări. Dar nici familia și nici medicii. Medicii probabil nu știau dacă el mai are sau nu arma în posesie. Dar cei doi băieți, care are doi băieți. Băieți, Alexandru și Tudor. Asta e un lucru frumos din partea lui. Da. Și dacă se confirmă informația publicată de jurnaliștii de la evenimentul zilei, are sens. Lucrurile sunt mai grave. Nu? Arma a fost luată ocazional nu numai de către judecător, ci și de cei doi fii ai săi, Alexandru și Tudor. Situația se află direct sub incidența legii penale și nici judecătorul, nici cei doi băieți ai săi nu au respectat prevederile legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. Păi ce pretenție aveai tu de la băieți să anunțe că n-a fost predată arma dacă și băieții din când în când mai ieșeau cu pistolul la cingătoare? Nu știi când ai nevoie? Asta spun jurnaliștii de la EVZ. Sunt obligat să precizez că nu i-am văzut eu fluturând vreun pistol Walter de ăsta în trafic sau pe trotuar sau pe unde cu ce merg. Dar vezi că la mașina asta, acum iartă-mă că... La mașina asta merge un pistol. Merge bine de tot, chiar trebuie un pistol, chiar e necesar. Un pistol. E totuși pare ceva... Pare că e livrată cu pistol, pare din dotarea mașinii. Bă, pistolul la mașina asta e ca cu de cravată la cravată. Este ceva western așa mașină. Este un accesoriu stylish. Da. E ceva ce îți place, îți vine. Dar cred că au și întrebat, domnule, dar aveți pistol? Noi asta simt. Vine cu pistol sau... Nu, trebuie să-l cumpărați. Au fi luat varianta chip, fără pistol. Acum... Asta n-am vrea să insinuăm, că asta e foarte important, că această mașină ar fi asociată... Nu, din potrivă. E mașină foarte frumoasă. O mașină extraordinară, chiar nu vreau să o lăudăm prea mult, să nu cădem în extrema cealaltă. E o mașină frumoasă, vrei să mint că e urâtă, e frumos, Mustang. Bun, acestea fiind spuse, mergem la o altă parte frumoasă a societății din România. Nu vreau să-i văd. Mergem așa către doamna Șoșoacă, Diana Șoșoacă, da. Care a fost surprinsă într-un cadru extraordinar. Unde credeți că a fost văzută doamna Diana Șoșoacă, cum era dânsa așa? La ambasada Americii. Răzvan, dăm voie să te contrazic, să te șochezi. Din potrivă. Sunt șoșocat. În partea altă. Deci au văzut-o invers. Ea s-ar fi dus, informațiile mele sunt că ea s-ar fi dus
către ambasada Americii, că acolo e parteneri. Acolo e, acolo. Dânsa s-a pierdut undeva pe drum, că dânsa, nefiind familiarizată cu străzile din București. Da. S-a încurcat și ce să vezi? Uite, că ambasada Americii are probleme cu terenul cu domnul Popovici. Mai bine că nu mă duc încolo. Se mă duc aia în parte Chiselev încolo, către ambasada Rusiei. E mai în oraș. E mai în centru. Ajungi mai ușor, e mai accesibil. Toată lumea știe să te îndrume către ambasada Rusiei. A vrut, o fi plecat în mintea ei către americani, dar s-a oprit la ruși și ce bine s-a simțit ea acolo la această recepție. La această decepție, senatoarea Diana Șoșoacă și soțul ei au fost invitați de onoare la ambasada Rusiei la o recepție oferită vineri cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse. Ei s-au gândit, pe cine chemăm noi în acest cadru organizat? Păi, chemăm pe doamna Șoșoacă, domnule. Deci există niște suspiciuni conform cărora dânsa activează mai degrabă, sigur, suspiciuni care s-au născut și la momentul în care s-a dus și a cerut scuze la ambasada Rusiei pentru faptul că am comemorat niște victime ale armatei sovietice. Ale armatei sovietice. Victimele erau din partea noastră, de partea noastră. Era victimă a armatei victime sovietice. Victime ale armatei sovietice. Da, e o victimă a unui regim, victima unui... Victima așa. Și dânsa s-a dus și a cerut scuze, că ne era și rușine cumva. Ne cerem scuze că ne-am comemorat morți. Ne cerem mare scuze. Doamna Șoșoacă, atunci... Și acum iată aici, în acest cadru extrem de frumos, domnul acesta înțeleg că este unul dintre conducătorii celor de la Sputnik, la publicației Sputnik, dacă nu mă înșel, nu vreau să-i... Șoșoacă s-a fotografiat în sediul ambasadei alături de șeful Sputnik Moldova, Dragoș Dimitriu. Nu este Dragoș Dimitriu. Nu este el aici în poză? Dragoș Dimitriu nu. Dragoș Dimitriu a fost parlamentar PRM, care, da. Mă rog, și jurnalist anterior. Nu este domnul. Deci nu este el, dar oricum s-a fotografiat pe acolo cu el. Dar vrei să-ți arăt cu cine s-a mai fotografiat și când au colegii imaginea pregătit? Ia uite. Ăsta cine e, domnul? Nu știi cine e domnul? Ia uite, că sună cunoscut. E un jurnalist... chiar respectabil până la un punct. Da. A fost pe la Money Channel, pe acolo, până când și-a înființat RussiaToday.ro. RussiaToday.ro. A existat această platformă. Uite ce un site de propagandă rusească, dacă se numește RussiaToday.ro, în România, de limbă română, propagandă rusească de limbă română. O să vă mire. Site de propagandă, se numește Russia Today și paradoxal se ocupă cu propaganda rusă. Uitați ce bine se simte doamna Șoșoacă cu domnul Dan Mușetoiu, da? RussiaToday.ro, pe vremuri, acum nu știu dacă mai are vreun site, știu că e în niște relații extrem de apropiate cu ambasada. La un moment dat, ambasada a promovat un clip care practic rescria istoria. Ni se spunea nouă ce frumos am copilărit noi cu sovieticii după cel de-al doilea război mondial, în timpul și după cel de-al doilea război mondial. Cei care au prins acele vremuri s-au documentat puțin povestea, știu că lucrurile n-au fost chiar așa, că Sovromul ăla n-a fost o mare înfrățire, ci o metodă de a extorca și nu mai vorbesc de victime, nu mai dau într-un patetism naționalist. Dar vreau să vă spun că am tot vehiculat povestea asta cu aurul, promovat aur. Da, aur. Nu aurul din tezaur. Partidul aur. S-a dus aurul înapoi dacă tot e cu aur. Cine tot spunea, domnule, ce treabă avem noi cu... Vedem pe cine a introdus în Parlament, doamna Șoșoacă. Ce caută doamna Șoșoacă, da? Deci a introdusă de aur în Parlament. De aur, domne. Am înțeles că de antrenorul, de genii. Da, s-a gândit el genial. Tipul antrenorul de genii? Toată lumea. Marele nici nu, profesor. Nici nu știu cum îl cheamă, pentru că el este denumit sub Florin această... Florin Colceag. Nici nu contează, el este antrenor, așa este denumit el prin sintagmă. Antrenorul de geniu a insistat, spun cu mele de aur, să fie doamna Șoșoacă pe listă. Pe listă. Știi? Mai bine rămâne repetenți decât să ne antreneze spre geniu cu astfel de viziune. Eu n-am mai văzut-o încântată pe doamna Șoșoacă, Răzvan, așa? Și stau și mă gândesc când. Uite, văd aici extrem de încântată, mă aduc aminte. Când am văzut-o ultima dată încântată pe Șoșoacă? Când ai văzut-o ultima dată atât de fericită? Când crezi că a făcut-o cineva atât de fericită cum a făcut-o ambasadorul Federației Ruse la București când a invitat-o? Și dacă îi spunem, băi, faceți propagandă rusească, sunteți nebuni, teoria conspirației, ce treabă am eu cu rușii, eu sunt cu poporul român. Câteva zile mai târziu, la ambasada Federației Ruse, uite, el e Dragoș Dumitriu, că te întrebai cine e. E domnul din... parțial ascuns în spatele doamnei Șoșoacă. E mai slăbuțul pic. Bun, da. Acum doamna Șoșoacă. Că întrebarea așa, dacă tot ne-am adunat aici cu prilejul acestei emisiuni extraordinare. Locuitorii Moscovei vor așa? Avea o săptămână de vacanță din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus. Primarul Moscovei a decretat sâmbătă o săptămână de vacanță pentru a încetini răspândirea coronavirusului în capitala Rusiei. Deci stau și mă gândesc, domnule, oamenii ăștia care au atâta încredere, oamenii ăștia la care s-a dus cu atâta emoție, ați văzut înregimentat acolo, în cadru, pare că e din cadru, pare că e de unde trebuie. Dom'le, oamenii ăștia se confruntă cu acest coronavirus. Deci numai, dom'le, eu mă întreb acum... Cu ce se confruntă, mă? Cu o mascaradă. Păi există ca să se confrunte cu el? Păi uite, văd că există conform
Moscovei. Moscova zice că există această mascaradă. Păi vreau să știu, doamna Șoșoacă, acum o așteptăm cu un drept la replică. Doamna Șoșoacă, există acest COVID sau nu există? Că dacă nu există, vreți să spuneți că autoritățile de la Moscova sunt mână-mână cu soroșiștii cu oculta, și cu dușmanii, cu dușmania, cu propaganda LGBTQ+, cu sexomarxiștii, cu cine mai acuză ei, cu progresiștii. Nu vezi că oamenii ăștia sunt niște contradicții umblătoare? Parțial umblătoare. Că parțial umblătoare, da. Puțin și faci pauză. Apropo de umblat, până în pauză vreau să vedem o imagine importantă, o imagine a weekendului acestuia. Hai să imagine... vedem această imagine. Și cu... Hai să mergem un pic și pe la domnul Ciolacu, pe la... Acolo. Hai să trecem pe la domnul Ciolacu. Hai să trecem pe la domnul Ciolacu. A făcut să senzație. Să vedem această imagine. A făcut senzație domnul Ciolacu fotografiindu-se, sau mai degrabă invers, domnul europarlamentar. Domnul Olguța s-a fotografiat cu domnul Ciolacu și domnul Manda, Claudiu Manda, a făcut această poză pe care vreau să o urmărim în mod emoționant împreună. Iată, poză importantă pentru folclorul politic românesc. Ca să mai descrețim un pic frunțile, uitați-vă un pic cum au gândit cei doi fotografia. Domnul Manda are această privire de om căruia îi ies fotografiile, deci un om căruia i-au mai ieșit fotografiile în viață. Un om care a intrat în politică pentru a fi fotografiat și respectiv filmat. Întrebarea mea, e drept, n-am analizat întru totul acest moment, dar vreau să știu de ce domnul Iată și-a făcut un selfie cu Ciolacu la un eveniment. De ce? S-au adunat acum că există niște alegeri parțiale, cum se zice, alegeri parțiale, locale, pe aici, pe acolo, nu știu pe unde. Ideea adică nu înțeleg care e logica. Ei vor să arate putere, să arate, uite, suntem împreună. Nu știu, mi se pare la fel de ridicat și cum ar vine, am vedea, ce faci? Bine, hai facem și noi un selfie. Hai să facem un selfie. Păi ne vedem, domnule, iar facem aici, facem emisiuni împreună. Domnule, dar să facem o fotografie, dar eu te întreb pe tine, că chiar mă gândeam să o punem pe Facebook. Uite, facem un poză în care... Hai să facem o fotografie. Și domnul Manda între noi. Și o veți vedea pe pagina emisiunii noastre. Asta este. E Bună România, luăm o scurtă pauză, după care ne vălim cu celebra emisiune. Ne întoarcem cu subiectele importante care au rămas netratate. Subiecte grele de tot, avem un subiect ieșit în comun după câteva momente de plăcere. Eu aștept cu nerăbdare să-l fac. Despre Colegiul Medicilor. Dacă vă spun Colegiul Medicilor, ce vă vine în minte? Care e primul lucru care vă vine în minte? De regulă, Colegiul Medicilor apare în conversația publică în momentul când un medic a făcut o greșeală. A făcut o greșeală mai intenționat, mai neintenționat, a făcut o greșeală. Și Colegiul Medicilor intervine în momentul respectiv să ne spună că nu e mare lucru ce s-a întâmplat. Sau că e mare lucru. Sau că e mare lucru, deși foarte rar se întâmplă lucrul acesta. Ei, cum avem Colegiul Medicilor, avem și Colegiul Medicilor Stomatologi, care în momentul de față, nu știu dacă am mai vorbit noi în această emisiune despre Colegiul Medicilor Stomatologi, s-ar putea fi o premieră. Pe de altă parte, nici n-am prea făcut noi emisiuni duminica la ora... S-au mai întâmplat și alte premiere, da. E, Colegiul Medicilor Stomatologi a propus un cod deontologic. Ce le-a dat lor pe minte? Au scris un cod de cum e bine să fie, ce să facă medicul stomatolog, ce să nu facă medicul stomatolog. Corect, da. Și în acest cod deontologic propus de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, apare o chestiune extrem de interesantă, dar imposibil de explicat. De exemplu, medicii stomatologi din România și aceștia în proporție de 95% am documentat această cifră, astăzi am folosit cuvântul documentat de atâtea ori, dar aia e, duminica suntem documentați, în 95% dintre medicii stomatologi profesează în mediul privat. Mediul privat ce înseamnă? Înseamnă un business. Aici e vorba de un business medical, da? Cabinet stomatologic. Ei bine, pentru aceștia, dar și pentru, desigur, cei 5% care lucrează la stat, Colegiul Medicilor Stomatologi decide prin acest cod deontologic... Ce le dă lor pe minte? Că nu trebuie să își facă reclamă. Deci... Mai mult decât atât. Că nu au voie să își facă reclamă. Absolut bizar această decizie, pentru că, exact cum spunea Răzvan un pic mai devreme... Stomatologii sunt în general privați. 95% privați fiind, cumva, trebuie să-și producă o reclamă, nu? Pentru că așa funcționează mediul privat. Ei se gândesc cum ar fi să facem să nu-și mai poată face reclamă medicii stomatologi. Bună seara, domnule Toader Nuțu, stomatolog de meserie. Bună seara. Bună seara, domnule doctor. Noi ne-am uitat la acest proiect de cod deontologic al Colegiului Medicilor Stomatologi și vă mărturisesc că considerăm stomatologia ca una dintre cele mai de succes ramuri ale medicinii practicate în mediul privat în România. Sunt și prețuri competitive, e și un nivel ridicat al calității. Cum ar da peste cap această piață a cabinetelor stomatologice sau al clinicilor stomatologice private
dreptul de a-și face publicitate. Cum ar da, cum a dat peste cap și cum ar da prin cap așa ceva? Păi, aș putea răspunde cu o întrebare. Care e beneficiu? Când vrei să schimbi ceva, primul lucru, te gândești, o poți face din două motive. Unu, ceva nu merge bine și vrei să schimbi, sau vrei să aduci o îmbunătățire. Dar care e beneficiu? Care e niciun beneficiu. Pentru dumneavoastră, ca medic stomatolog și sunteți și proprietarul unei clinici stomatologice, da, vă ajută această reglementare? Vă ajută această interdicție de a vă face reclamă în presa audiovizuală? Nu. Nu. Deloc. Și atunci de ce și-ar dori colegii dumneavoastră de breaslă, de profesie, să introducă o astfel de limitare? N-am nici cea mai vagă idee. Știu doar că de 5 zile de când a apărut acest draft cu modificări, este un mare vuiet în lumea stomatologică. Nimeni nu înțelege de ce. Am prieteni, cunoștințe, colaboratori prin toată țara. Cred că n-am omis niciunul să vorbesc zilele astea cu fiecare la telefon. Niciunul nu are o părere bună despre acest lucru. Noi trebuie să ne uităm un lucru. În afară de medic, noi trebuie să fim și antreprenori în același timp. Pentru că, repet, este mediul privat. Da? Da. Ne luptăm pe o piață liberă. Faptul că nu vrei să, sau nu că nu vrei, că nu mai ai dreptul să-ți faci publicitate, mi se pare, nu știu, e ceva, e o utopie. N-ai cum să fii pe o piață liberă, n-ai cum să fii o societate sau un CNI sau un cabinet și să nu îți faci reclamă. Sau, dar putea într-un fel sau altul, competiția asta publicitară, să afecteze actul medical, ar putea fi într-un fel sau altul indus în eroare pacientul de nu, o anumită contră reclamă? Căutăm explicații, din că nu am reușit să găsim. Din contră. Mie mi se pare că se ia un drept, și anume unul dintre cele mai importante drepturi ale pacientului, și anume dreptul la informare. Atunci când un pacient dorește să-și facă o anumită intervenție, e normal să intre pe un site, să intre pe internet, pe Google, să caute, pentru că ziua de astăzi, și ca să nu mai punem pandemia și toate cele, în online se întâmplă tot. Da? Nu ai cum să te duci să faci o intervenție, să nu citești despre asta, să te interesezi, să afli unde ar fi locul potrivit pentru tine să faci acel lucru. Da. Deci, în primul rând, pentru pacient este cel mai rău. Și în al doilea rând, pentru medic. Bun, și aici se naște o întrebare în mintea mea, vă dați seama. Cine sunt cei care formează acest colegiu al medicilor stomatologi, care vin cu această decizie? Stai și te gândești că oamenii aceia, practic, un interes, un scop, ori avea. Cine sunt ei? Păi, în mod normal, sunt cei care ne reprezintă pe noi. Da. În acest moment, nu ne mai reprezintă, din punctul meu de vedere. Și nu numai al meu. Repet, toți cei cu care am vorbit au aceeași părere. Nu ne mai reprezintă. Adică, și nu prea văd ce treabă are codul deontologic cu deci, domnule doctor, de marketing și de sigur, informare. Sigur, adică e o bizarerie până la urmă. Dar vă întreb, după un an în care ați fost practic principalii loviți din zona medicinei de pandemie, să se vină cu o decizie de genul acesta? Adică pare cumva împotriva meseriei de stomatolog decizia asta. Păi, haideți să vă spun așa. Noi prin articole, prin blog, prin site, prin video, da, pe YouTube, pe rețele de socializare, noi facem ceea ce, de fapt, statul nu mai face de foarte mult timp, și anume conștientizarea pacientului, educarea lui din punct de vedere stomatologic, că na, asta este ramura noastră. Simplu fapt că oprești lucrul ăsta, repet, este cel mai mare rău care îl poți face unui pacient. Atunci când vrei ca pacient să iei o decizie, să te duci undeva, trebuie să te poți informa. Da. Se încearcă o adoptare a sistemului, da, un sistem socialist de altfel, din Franța. Sistem care noi nu prea suntem, adică nu suntem Franța. N-ai cum să-l aplici la noi. Nu observați că nu suntem Franța. Nu știu de ce avem noi obiceiul ăsta sau talentul ăsta al nostru așa ca nație să tot adoptăm numai obligații sau numai lucruri rele de prin afară. N-ai cum să adopți un sistem fără să-l iei în totalitate. Adică în Franța nu e o problemă că nu ai voie să-ți faci marketing, pentru că medicul nu alergă după pacient și nici pacientul nu are probleme în a-și plăti serviciile de stomatologie. Asta se face
trece prin cele două tipuri altă de conjunctură. Franța are altă conjunctură, adică bănuiesc că cu lucrurile... totul altceva. Nu știu cât de des merg la medic francezii comparativ cu poporul român, că noi ne-am dat seama la un moment dat că în contextul ăsta pandemic cu COVID-ul, noi nu știm ca români ce boli avem, pentru că noi nu mergem la medic decât în ultimul moment. Da. Deci noi evităm. Păi, nu știu dacă corect. Se aplică această abordare și francezilor ca să preluăm modelul. Că preluăm modelul, dar nu preluăm și poporul. Deci e o decizie surprinzătoare, și mai ales pe o piață care funcționează. Că piața stomatologică din România e una funcțională, e competitivă. Aici e problema. Ceva ce funcționează deci trebuie rezolvat. Deci ai schimba da. Ceva ce funcționează. Bine, mulțumim tare mult. Mulțumim, domnule Nuțu Toader, medic stomatolog. Și urmărim în continuare acest desfășurător, pentru că probabil e o decizie bizară. Fii cu noi reguli, suprareglementezi, vrei să mai introduci niște interdicții, când lucrurile merg de la sine. Mă uit, Răzvan, la această decizie, cum mă uit la decizia care este domnul Piedoneu, decizia sectorului 5, și mă uit așa că tot lansează clipuri de-astea, apropo de publicitate. Tot asta lansează... nici în Franța nu găsești. Domnule, așa ceva nu găsești în Franța. Nu găsești nicăieri așa ceva. Apare domnul Piedoneu, tot răstoarne ceva, tot se duce iarăși. Asta e normal. Acea natura a lui, cum era așa un justițiar al sectorului și așa mai departe. Hai să vedem un ultim moment al domnului Piedone, un moment recent al domnului Piedone în sector acolo, încercând să facă și să dragă, și râdem, glumim în incintă despre el după. Da, nu se aude cum trebuie, e clară treaba. Nu... Poate abia acum se aude cum trebuie, poate da. Toată perioada asta, toate înregistrările cu Popescu Piedone erau pe repede înainte. Eu am o mirare că îl urmăresc pe omul ăsta extrem de activ. Așa. Omul ăsta are o condamnare care până la urmă în câteva săptămâni nu va o condamnare care până la urmă în următoarele săptămâni va deveni definitivă. N-avem de unde știi. Păi stai mă, sunt 8 ani de zile condamnat. Sunt domnule. 8 ani de zile. Vezi că au fost și mai mult de 8 ani de zile și la un moment dat Curtea de Apel București a decis să caseze da, decizia și să... La Curtea de Apel București decizia acum. Păi, nu știu, dar da. Pur și simplu, adică în justiție se mai întâmplă și să fie rejudecat de la capăt tot procesul. Păi, deci nu de mai a te pronunțat domnul Buzean. Vezi cu mirare tot ansamblul ăsta de giumbușlucuri pe care îl face domnul Piedone și mă gândesc, domnule, în câteva zile urmează și toate aceste rigori pe care le are el acolo în sector, domnule. Haideți să-l difuzăm fără sonor pe domnul Piedone, da. Să-l vedem totuși răsturnând niște lucruri, că practic despre asta e vorba. Răstoarnă câte este ceva. Vorba despre lucrurile care funcționează în România. Și de puțin mai devreme discutam despre piața stomatologică. Merge, au venit să o reglementeze. Noi avem acest Piedone. Care Piedone ce făcea? Răsturna tarabe, domne. Așa s-a consacrat. Așa ne-a fost nouă oferit poporului român. Și el, acest tip extrem de riguros, ați văzut la colectiv acolo, așa? Au fost mai puțin în rigorile sale. Acolo n-a răsturnat lucrurile, a fost răsturnat. O răsturnare de situații și a fost răsturnat în fruntea primăriei, dar s-a întors la alt sector. Și vreau să-l vedem acum. Pe primarul Cristian Popescu Piedone, că e păcat, o să plângem după imaginile astea dacă se confirmă spusele domnului Buzeanu și decizia devine definitivă. Uite, aici o să vă doriți să-l vedeți pe Piedone răsturnând lucruri și probabil pe acolo, până celulă, dacă va ajunge la pușcărie, nu prea ai multe lucruri de răsturnat. Aici e supărat, cumva e un pic îngrijorat în legătură cu cartonul ăla care era pe acolo. Dom'le, nu e normal să fie cartonul acolo și așa mai departe, într-un soi de scandal. Dar hai să-l lăsăm pe domnul Piedone, îl urmărim cu îngrijorare și îl urmărim cu îngrijorare în continuare. Răstoarnă tot timpul ceva și acum așteaptă să răstoarnă o decizie a instanței. Să vedem dacă se mai întâmplă lucrul acesta. Pe de altă parte, apropo de deciziile instanței, ce se mai întâmplă, domnule, cu mineria? Dacă ne uităm pe calendar, vedem că, ia uite, iară s-a făcut 13 iunie, iară vorbim despre mineriadă. Singura diferență față de anul trecut e că acum au trecut 31 de ani. Da. Anul trecut trecuseră 30 de ani de la mineriada, da? Din iunie 1990, au mai 31 de ani. La anul probabil vom spune despre mineriadă pe 13 iunie 2022, 32 de ani de la mineriadă. Tot ce se întâmplă în dosarul mineriadei este să treacă timp. În dosarul, în fenomenul mineriadei, este să se scurgă timpul, da. Dar fără niciun fel de efect. În sensul în care au ajuns oameni care l-au urât mai efectiv pe Ion Iliescu să meargă acum, am înțeles că mai mulți activiști civici, pentru care și protestatarul Ceaușescu și Doru Mărin, s-au dus cu niște gunoaie, cu un tomberon la Ion Iliescu. Stai, domnule, un pic în sectorul 1 locuiește Ion Iliescu, cu ce se duce acolo? Era normal. Dar problema e că nu trebuia să ducă cu gunoaie, că fiind în sectorul 1 are deja gunoaie. Dar am înțeles că i-au dus niște gunoaie comuniste. Dar ce e interesant e că oameni care chiar l-au urât sincer pe Ion Iliescu au ajuns să-i ureze la mulți ani.
Nu la mulți ani ironic, nu la mulți ani de pușcă, bă, pur și simplu să trăiască mult de tot ca să aibă ocazia de a se întâlni cu o decizie a instanței în dosarul său și speră oamenii aceștia și cu câțiva ani, mă rog, o perioadă de condamnare. Vreau să vedem o înregistrare de la mineriadă. Ce acum mai face? Eu mă întreb, eu am această întrebare sub care stau. Ce mai face omul ăsta? Când vorbesc de mineriadă, tot timpul mi-apare în minte omul ăsta, probabil că ne apare tuturor. E ideal și difuzat. Să-l ascultăm și să ne întrebăm. Cu omul acesta care a găsit la PNT-ul acele droguri, nu, ce mai face? E o întrebare cu care stau. Și sigur că minerii știu ce face, ce fac acum. Sunt nemulțumiți de faptul că se cam închid minele și că se cam termină cu mineritul în general prin lume și nu numai. Se cam termină cu mineria. Pe lumea altă, cred că ăștia au fost victime până la urmă ale mineriei. Și acolo cred că se cam termină cu mineritul, da. Asta a fost 31 de ani de la mineriadă. Ne vedem practic anul viitor cu acest subiect când vom spune 32 de ani de la mineriadă, căci altfel, acum, cel puțin în acest moment în care te-ai uitat și tu la distanță și la justiție și la magistrat, da, și la tot, lucrurile, cu regret o spun, dom'le, nu funcționează. Dom'le, eu am o mirare în legătură. Nu funcționează în momentul în față justiția în România. În fiecare an am această mirare în legătură cu mirare. Dacă vedem bătăliile acelea de pe stradă, de piața universității, cu oameni bătuși și așa mai departe, văd mașini acolo parcate. Văd mașini parcate acolo și stau și mă gândesc, mă, dar de ce nu și-au mutat oamenii aia mașinile? Că dacă se joacă doi copii undeva, te duci, eu am această mutare la imaginea aia. Dacă se joacă doi copii în fața blocului, cu mingea te gândești, băi, să mutăm mașini. Dom'le, erau românii noștri după Revoluție, vă dați seama, cu Dacia agonisarea după viață, cu acele bătălii crunte de acolo din piața universității, mașinile erau nemișcate. Luăm o scurtă pauză până mâine la ora 22, revenim la ora care ne-a consacrat în ultima vreme. Nu e ora care ne-a consacrat, revenim la ora din ultima vreme. Revenim mâine la 10 noaptea aici cu Bună România. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine.